Da, eu sunt curios, scuze, dar asta-ți o emisiune mai lungă. Eu, sunt, eu chiar am venit aici să învăț chestii, pe lângă să vă arăt că știu și eu una alta. Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție No Hack Cyber Challenge, quiz show-ul care te provoacă să fii mai sigur pe internet. În ediția de astăzi, invitații mei sunt Marian Ionescu, mai cunoscut în mediul online drept Mariciu, specialist în comunicare și unul dintre cei mai populari creatori de conținut din România. Bună, Marian! Mulțumesc! Foarte drăguț să introduci, eu mulțumesc, apreciez! Mulțumesc și eu pentru claxon. O să explic care e povestea cu ele în curând. Cel care se duerează cu invitații noștri în fiecare ediție Cyber Challenge este Bogdan Bob Botezatu, expertul Bitdefender, care va concura în fiecare ediție. Salutare, Bob! Bine ați revenit la noi și bine ai venit, Marian, în studioul nostru! Marian, Bob, regulile sunt simple. Bob, tu le știi de data trecută, le voi explica din nou. Voi avea 10 întrebări, răspunsurile sunt cu da sau nu, sau le voi marca cu expresia întrebare deschisă, ceea ce vă permite să dați o explicație un pic mai largă, dar încercăm să fim scurt. Aveți câte un craxon pe fiecare masă, așa cum am auzit. Dacă știți răspunsul, apăsați și aveți voie să răspundeți. Dacă am înțeles regulile, să înceapă Cyber Challenge. Care este cel mai important program pe care trebuie să-l folosești atunci când mergi în călătorie? Maria? ne lasă, nu? Antivirusul? spune VPN-ul, adică eu cel puțin eu asta folosesc, VPN-ul, de fiecare dată. Deci de fiecare dată mă conectez la rețele Wi-Fi, care nu-s de la mine, de acasă, din cuib, VPN-ul e sfânt. Ai mai fost la hoteluri unde ești cazat în străinătate? Lași telefonul să se conecteze automat la rețele Wi-Fi deja cunoscute sau nu? E o întrebare cu da sau nu? Dacă ai mai fost și te-ai conectat, cel mai probabil te conectezi automat următoarea dată. Dar e o practică destul de nerecomandată din punct de vedere al securității cibernetice, pentru că o rețea necunoscută îți poate aduce tot felul de probleme. De la vecini care îți scanează porturile deschise pentru a se putea conecta sau a-ți exploata o vulnerabilitate pe dispozitiv, până la faptul că rețeaua dictează pe ce pagină ajungi tu pe internet. Dacă setările de DNS ale rețelei sunt manipulate de un atacator, de exemplu, atunci când tastăm rețeaua socială favorită sau serviciul nostru de e-mail, am putea ajunge pe site-ul unui atacator. Mulțumesc! Avem 1 la 1. Întrebarea... Vreau să zic... Te rog! Te rog! Vreau să zic că eu nu mă conectez la alte rețele de Wi-Fi. Nu știam de ce să nu fac asta, dar știam că nu e bine. Adică eu sunt foarte paranoia, să zic așa. Și acum am și aflat de ce. Mulțumesc! Într-adevăr, că atunci când te loghezi la hotel, îți deschide o pagină automat. Și dacă rețeaua aia este compromisă de un hacker... Exact. Ești în rețeaua hackerului. Deci tu poate ai... Măcar nu știi că e rețeaua hotelului, exact. Pentru că nu prea poți să-ți dai seama la cine te conectezi anume. Deci, poate fi un hacker cu un rucsac în camera cealaltă. Deci nu e despre neapărat încrederea pe care o ai în hotelul ăla, că poți fi un hotel în care ai încredere, dar poate rețeaua lor este compromisă. Putem menționa Dark Hotel, un atac targetat împotriva unor executives la niște companii foarte importante care au fost compromiși împreună cu companiile lor în timp ce se aflau la hotel. Ești tot într-o țară străină, ai nevoie de cash, trebuie să duci la un bancomat cu cardul tău. Cum verifici dacă bancomatul este unul legitim și cum se cheamă modul în care hackerii pot să-ți afle PIN-ul de la bancomat? O întrebare deschisă. Bun. Tehnica aceasta se numește skimming și e foarte frecvent întâlnită la bancomatele poziționate în zone ușor necirculate. Mai putem păți chestia asta nu numai la bancomate, ci și la pompele de benzină automate pe care le găsim în anumite țări pe marginea drumului, de exemplu. Ca să ne asigurăm că micșorăm un pic pericolul skimming-ului, ar trebui să fim foarte atenți la felul în care arată fanta în care introducem cardul. Tragem puțin de ea, încercăm să ridicăm tastatura, pentru că skimming-ul funcționează cu o combinație de cititor de card, cititor de PIN și eventual o cameră video care filmează
tot atacul. Eu știam de metoda cu clonatul, dar am crezut că au apărut altele mai moderne între timp, de-aia n-am, de-aia n-am văzut. Și sincer, eu acum am început să fiu atent și aici poate ne spune specialistul Bitdefender, că sunt curios la chestia asta, sunt foarte multe bancomate la care nu trebuie să mai bagi cardul, pur și simplu îl dai ca la POS, pe NFC sau cum se numește. Și alea pot fi clonate acum? Cardurile care sunt citite cu NFC sunt protejate mult mai bine decât cele la care folosim partea de bandă pentru citire. Ok, deci eu așa mă protejez, eu să zic, de acum înainte numai la dasă. Și într-adevăr, asta sfatul cu card separat de călătorii, Doamne ajută să nu se întâmple. Da. Mergi printr-o piață aglomerată, tot în străinătate, și descoperi că ți-a fost furat cardul. Care este primul lucru pe care trebuie să-l faci? Sun la bancă. Și ce faci? Să-ți blocheze cardul. Corect. Ah. Mă gândeam că vrei să vorbești cu ei, să le povestești. Da. Să mă plâng. Da. Uite ce am pățit. Nu blochez cardul, adică asta să-i primul loc. Acum, sincer, stau să mă gândesc, dacă îți furești cardul și telefonul, ce te faci? Ai încurcat-o. Practic, ai alte probleme mult mai mari decât faptul că ți-ai pierdut cardul, probabil. În general, dacă respectivul card e înrolat într-o aplicație de e-banking, poți face chestia asta imediat, chiar din aplicația de banking, fără să mai treci prin apeluri la bancă. Următoarea întrebare. Ești la o cafenea și editezi ultimul video pe care ai făcut în călătorie. Trebuie să te duci la baie. Oamenii lasă laptopul pe masă de obicei, e o țară civilizată, nimeni nu le fură. Dar ce trebuie să faci totuși dacă lași laptopul pe masă? Eu nu las laptopul pe masă, deci să fiu în cea mai... Că am auzit și în Singapore, am auzit că nu se scuipă pe stradă, nu se aruncă gumă, tot e cu... Nici acolo nu las eu laptopul. Eu sunt din București, din Colentina Tei, deci nu. Nu lăsați laptopul. Dar dacă n-aveți ce face cu banii, blocați, dai acolo, lock screen, lock everything și pui lăcățel și eventual iei laptopul cu tine. Într-adevăr, corect. Există și dispozitive de siguranță fizică cu care poți ancora laptopul de un obiect fix. Ca la biciclete? Exact. Sunt niște locuri speciale pe care le introduci în laptop și eventual le înfășori în jurul unui picior de masă sau ceva care să nu poată să fie demontat de un potențial hoț. Dar în general e o idee foarte, foarte proastă să-ți lași laptopul nesupravegheat. Trebuie să ții funcția de Bluetooth pornită atunci când nu folosești un dispozitiv, mai ales dacă ești într-o locație necunoscută? E o întrebare cu da sau nu. Eu las specialistul la asta. Nu face mare diferență, însă preferat ar fi să nu ai funcția Bluetooth pornită atunci când ești în mulțime, din cauza faptului că atacatorii ar putea folosi o vulnerabilitate necunoscută pentru a se lega la telefonul tău, sau de cele mai multe ori atacatorii ți-ar putea pasa mesaje prin Bluetooth, prin aplicații care nu necesită autentificare. Da, eu sunt curios, scuze, dar asta o să fie o emisiune mai lungă. Eu chiar am venit aici să învăț chestii, pe lângă să vă arăt că știu și eu una alta. De exemplu, ceasul meu e conectat la telefon prin Bluetooth. Cred. Da, e un scenariu în care nu prea poți. Nu prea poți, e că ești dependent de... Dar ideal ar fi să mai reuși cu Bluetooth-ul, că se pot întâmpla lucruri? Ideea este că atunci când primești o notificare de pairing, de exemplu, cu un dispozitiv pe care nu-l cunoști, să nu-l accepti. De câte ori n-am pățit să stăm în metrou, de exemplu, și să primim prin airdrop fișiere de la cei care, cu care împărțim metroul. E o situație în care poți fi expus unui tip de conținut pe care poate nu vrei să-l vezi. Da, tocmai asta, eu am observat că recent în update-ul de iOS, acum am totul setat pe contacts only și dacă vreau eu să dau pentru everyone, îmi setează everyone for 10 minutes. Adică nu poți să fie everyone forever. Ți s-a stricat laptopul, îmi pare rău de acest scenariu. Trebuie să intri să verifici ceva pe calculatorul din lobby-ul unui hotel. Vrei să verifici și contul tău bancar, să vezi dacă ți-a intrat o plată. O faci sau nu? E o întrebare cu da sau nu. Eu niciun caz. Adică nu mai vrei, nu, deci n-am încredere în alte device, nici în al soției mele nu am încredere, că nu știu ce a fi instalat ea pe acolo. Deci eu sunt foarte paranoic din punctul ăsta de vedere. Dar sunt foarte curios ce răspunde
Eu zic că niciodată nu facem operațiuni sensibile de pe alte dispozitive care nu ne aparțin sau pe care nu avem control absolut. S-a stricat calculatorul foarte bine. Cu siguranță avem un telefon în buzunar de pe care putem face chestiile critice. Dacă nu avem un telefon în buzunar, atunci poate așteptăm până ajungem într-un loc de încredere în care să putem să ne conectăm la conturi. Dar și împărțit punctul ăsta aici. 3 și jumătate cu 3 și jumătate. 3 și jumătate. Adevăr. Ești în Italia, primești o notificare că vrei să te autentifici pe Instagram de la București. Dai accept acele notificări sau nu? Să mă sune mama și bunica, Dumnezeu să o ierte, că nu le dau accept la nimic. Pentru asta am călătorit noi în Italia. Ca să le dea accept de la București. Deci, nu. Nu. Deci avem un 450 cu 350. Bob, mai vrei să completezi? Da, dacă primiți o notificare că vă autentificați din altă locație, poate e timpul să vă schimbați parola, că cel mai probabil contul vostru a fost compromis. Da, și neapărat two-factor authentication pe orice îți permite. E sfânt. E sfânt. Altfel nu ai primi întrebarea aia dacă vrei să te loghezi de la București. Călătorești mult și te autentifici pe rețele sociale favorite, trebuie să postezi, chiar dacă ești pe 5G sau pe Wi-Fi. Ce trebuie să te faci ca să te asiguri că și dacă nu ai folosit VPN, infractorii cibernetici nu au acces la conturile tale? Și nu ne-am vorbit, ăsta este indiciul meu. Cine știe? Ca extra măsură de protecție. Chiar dacă folosești rețele sociale într-o rețea nesecurizată pe 5G, ce pas faci ca infractorii cibernetici să nu se autentifice în contul tău de Instagram? Folosești al doilea factor de autentificare pe fiecare cont care permite lucrul ăsta. A fost mai greu să înțelegem întrebarea decât să formulăm răspunsul. Tocmai am spus chestia asta mai devreme. Exact. Da, asta. Da, superb. Da, corect. Deci asta e sfântă cu two-factor authentication. Deci avem 450 cu 450 în momentul de față. Și ultima întrebare. Navighezi internetul, așa că rețele sociale, dar și motoare de căutare vor să te targeteze cu reclame personalizate. Ce trebuie să faci pentru a nu primi reclame personalizate? E o întrebare deschisă. Bob a fost un pic mai rapid. Da. Câte un sfat? Da. Încep eu. Folosești o soluție de anti-tracker în browser. Este foarte important pentru că soluția respectivă va încerca să-ți blocheze scripturile care te profilează pe tine pe internet. Aveți legătura. Eu v-am doar să zic că nu te mai conectezi la internet, pentru că toți îți fură datele din toate unghiurile și toți știu totul despre tine. E pe principiu, știți că e teoria asta, că dacă zic eu acum trotinetă, când ajung acasă am reclamă la trotinetă pe toate ecranele. Deci, cred că mi se pare super greu în momentul de față să te lupți cu această targetare și cu acest furt de date, de fapt un împrumut de date între toate aplicațiile. Și ce a spus specialistul Bitdefender, l-aș ruga să mai repete o dată ca să înțeleg și eu, că eu sunt sceptic cu privire la chestia asta, că e posibil. Pornind de la situația asta, exact pe care o zici tu, că orice serviciu cu care interacționăm încearcă să ne cunoaștem mai bine, să ne poată vinde mai bine, da? Anumite soluții de securitate au implementate un modul de anti-tracking, care încearcă să limiteze puțin felul în care aceste servicii ne încarcă scripturi în browser ca să ne cunoaștem mai bine. Nu e o protecție perfectă, dar ce se întâmplă în spate e că respectivele soluții de securitate blochează anumite URL-uri asociate cu servicii de tracking, cum ar fi servicii de analytics, servicii care îți plantează cookie-uri care să te urmărească mai apoi pe internet, servicii care agregă comportamentul tău pe pagină unde dai click-uri și pe ce anume zăbovești în așa fel încât să-ți afle interesurile și așa mai departe. Nu e 100% perfect, dar te ajută să-ți micșorezi cantitatea de informații pe care browserul tău
o scurge în mod normal în internet. Al doilea lucru foarte important este partea legală. Foarte multe companii îți oferă în momentul de față opțiunea să nu mai primești reclamă pe baza intereselor tale. Ei oricum o să știe interesele tale, dar măcar nu te vor mai targeta cu produse pe care tu ai vrea să le cumperi. Te targetează în schimb cu produse generice pe care probabil nu vrei atât de mult să le cumperi. Deci avem 5,5 la 4,5. Bob, felicitări. Marian, felicitări oricum pentru răspunsurile date și pentru explicațiile cerute, pentru că până la urmă așa trebuie să faci. Eu de-aia am venit să învăț. Știam că plec de aici bătut. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi la Cyber Challenge și ați oferit deja câteva sfaturi celor de acasă, așa că e momentul să le dau lor o provocare și să ne spună câte răspunsuri știau din cele 10 întrebări pe care le-am pus. Eu am fost Vlad Andriescu, voi ați urmărit No Hack Cyber Challenge. O zi bună!